Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. Tragic accident de circulație pe DN5. Sute de giurgiuveni interesați de testul pentru trichină. Certuri în Consiliul Județean pentru pierderea banilor europeni. Cabinetul deputatului Florian Nicolae invadat de copii. Momente festive după Cupa Prieteniei. Un bucureștean și-a pierdut viața sâmbătă seară pe drumul național 5 Giurgiu-București după ce a fost implicat într-un accident rutier. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a încercat să vireze la stânga, dar nu s-a asigurat și a fost lovit în plin. La fața locului a fost chemată o ambulanță, dar medicii nu au putut decât să constate decesul biciclistului. Un biciclist a murit după ce a fost lovit de un autoturism înmatriculat în județul Prahova. Evenimentul rutier s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă la ieșirea din localitatea Remuș, comuna Frătești. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu pentru a stabili cine se face vinovat de tragicul eveniment. Un bărbat în vârstă de 48 de ani din București, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe drumul național 5, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a fost accidentat mortal de un autoturism. La fața locului a fost chemată o ambulanță, dar medicii nu au putut decât să constate decesul biciclistului în vârstă de 48 de ani din București, care locuia fără forme legale în Giurgiu. Pe numele șoferului din Ploiești, oamenii legii au deschis o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Laboratorul din piața centrală al Direcției Sanitar-Veterinare a fost asaltat în weekendul care a trecut de giurgiuveni care au venit cu probe de carne pentru examenul trichineloscopic. Au fost cele mai aglomerate două zile pentru personalul laboratorului, asta și fiindcă a fost weekendul dinaintea Crăciunului. Giurgiuvenii au ținut neapărat să știe că vor consuma carne de porc fără probleme sanitar-veterinare și au venit cu probe la laboratorul din piața centrală. Aici s-a lucrat non-stop până la ore târzii, iar numărul mare al celor care așteptau să afle rezultatul analizelor a făcut să se formeze cozi foarte mari la intrarea în clădirea laboratorului. Oamenii au așteptat însă răbdători pentru a fi siguri că nu își pun în pericol sănătatea. Vreți să fii sigur că e porcul sănătos? Păi de cum să nu fii sigur? Ați cumpărat sau l-ați crescut? L-am cumpărat. L-ați duce înapoi celui de unde ați cumpărat? Da, pentru că eu cunosc persoana de unde am luat, așa că... Da. Dar vreți să fii sigură că e sănătos? Normal, avem copii, trebuie să le dăm... Normal. Laboratorul va funcționa și în această săptămână cu program prelungit. Personalul laboratorului va fi la dispoziția cetățenilor permanent aici, urmând să se lucreze până târziu, iar giurgiuvenii pot aduce probe pentru analize la orice oră. Versurile unei celebre melodii spun: de Crăciun fi mai bun, numai că acestea nu sunt valabile și în cazul Consiliului Județean Giurgiu. Cu doar 4 zile înainte de Crăciun, consilierii județeni s-au certat ca la fiecare ședință de altfel, fără ca disputele lor să ducă la vreun rezultat. Și de această dată subiectul principal l-a constituit banii publici. Cu toții ne-am așteptat ca ședința extraordinară de azi a Consiliului Județean să fie lipsită de certuri și ridicări ale tonului din partea unor consilieri, numai că nu a fost să fie așa. Spiritul Crăciunului nu a fost în sala de ședințe, așa că lucrările s-au desfășurat ca de obicei. Punctul care a iscat cele mai multe controverse a fost cel legat de prelungirea perioadei de implementare a unui proiect european de modernizare a infrastructurii dintre Giurgiu și Ruse. Și în acest caz, la fel ca alte 3 proiecte europene ale Consiliului Județean, lucrările nu s-au terminat la timp, așa că vor fi continuate cu banii Consiliului Județean și nu cu cei europeni, așa cum ar fi fost normal. Per total, pentru aceste proiecte, Consiliul Județean va trebui să plătească aproximativ 11 milioane de euro. Pentru cele 4 proiecte există clauze penalizatoare pentru firmele care nu și-au asumat să termine lucrarea până la sfârșitul anului și n-au făcut-o. 2. În ce constă acele clauze penalizatoare, dacă există? 3. Cine demarează operațiunea ca să-i tragem la răspundere? 4. Este adevărat că din acest moment, de la 1 ianuarie, toate lucrările vor fi finalizate pe banii giurgiuvenilor? 5. Este adevărat estimarea mea că pentru cele 3 proiecte pe care noi le-am votat în necunoștință de cauză pe 8 decembrie, paguba e aproximativ 10 milioane de euro și pentru proiectul de acum e 1 milion?
și spun pagubă, la modul că scoatem din buzunar niște bani pe care ar fi trebuit să nu-i scoatem din buzunar și să-i folosim la alte proiecte. Dacă a fost acest termen stipulat, de ce nu a fost respectat? De ce este necesar? Da, în documentația de atribuire s-au prevăzut clauze clare, doamne, dacă nu respecti proiectul, cine plătește lucrarea în final? Pentru că noi e foarte simplu, aprobăm acum, într-adevăr, că trebuie să termine proiectul, da? Dar turcul plătește, nu? Președintele Consiliului Județean Vasile Mustățe a expus pe larg motivele pentru care Giurgiu pierde bani europeni și plătește din buzunarul propriu. Printre acestea, intrarea în insolvență a firmelor care au câștigat licitația, nerespectarea clauzelor contractuale sau greșeli de proiectare. Să știți că atât eu, cât și salariații funcționarii din Consiliul Județean am făcut nenumărate întâlniri cu constructorii, nenumărate grafice cu ei. Am făcut tot ce ne-a stat în putință să se termine aceste lucruri. Dar trebuie să vă mai spun un lucru. Nu de mult am primit de la președintele Uniunii Consiliului Județene din România un document prin care s-a dat cunoștință că această situație este vasi generală în toată țara, nu numai la Giurgiu, și chiar la proiectele pe bugetul de stat, pe ministere, ne-a cerut toate proiectele din județ, nu numai ale noastre, în vederea elaborării unei documentații, atât către Guvernul României, cât și către Uniunea Europeană. Deși proiectul pentru care Consiliul Județean va scoate circa 1 milion de euro din buzunar a întrunit votul majorității, la fel ca și celelalte 3 aprobate în ședința din 8 decembrie, rămâne de văzut dacă aceste milioane de euro vor fi cheltuite așa cum se cuvine și dacă lucrările vor fi terminate la timp, adică înainte de campania electorală din 2016. Tone de carne, cereale și alte produse alimentare au fost confiscate duminică din târgurile săptămânale din județul Giurgiu. Controlele au fost efectuate de polițiști, jandarmi și specialiști din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare. Verificările ce au avut loc în ziua de Ignat nu s-au încheiat fără incidente. Controlele în târgurile săptămânale din județul Giurgiu au început încă de noaptea de sâmbătă spre duminică, când negustorii au scos porcii la vânzare în toiul nopții. Poliții, jandarmi și specialiști din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare au efectuat controle în cadrul acțiunii naționale Sărbători de Iarnă în Siguranță, activitate ce are ca scop protejarea intereselor comerciale ale cetățenilor și menținerea siguranței publice în perioada sărbătorilor de iarnă. În urma controlelor, mai mulți porci vii și carcase pline cu carne, care erau transportate în condiții improprii și fără acte de proveniență, au fost găsiți de polițiști. Proprietarii au fost sancționați de către Poliția Economică și de către inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară, iar carnea a fost confiscată. Pe timpul acțiunilor desfășurate în târgurile săptămânale din Bolintin, Călugăreni și Dobrieni, polițiștii au aplicat 62 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei, au confiscat 2 tone de carne, 2,5 tone de cereale și 300 de kilograme de legume și fructe. Mai mult, polițiștii au confiscat și animalele cumpărate de cei prezenți la târg, astfel că a izbucnit un scandal de proporții, potrivit presei naționale. Înfuriat la culme că polițiștii au confiscat porcul pe care tocmai îl cumpărase, un bărbat s-a luat la bătaie cu omul legii și a încercat să dea cu mașina peste el. În urma controlelor au mai fost descoperite și cantități foarte mari de cereale care nu aveau acte de proveniență. Toată marfa a fost confiscată de polițiști pentru că proprietarul nu avea acte care să dovedească faptul că deține în mod legal acele cereale. Sâmbătă, Moș Crăciun a împărțit cadouri pentru sute de copii din Giurgiu. Cu toții s-au întâlnit cu moșul cel darnic la cabinetul deputatului Florian Nicolae, cel care a făcut posibil această întâlnire. Este o tradiție pentru parlamentarul giurgiuvean ca în prag de sărbători să pregătească surprize pentru cei mici. Sute de copii însoțiți de părinți, bunici sau profesori au avut sâmbătă o întâlnire emoționantă cu cel mai darnic moș din lume. Aceasta a avut loc la cabinetul deputatului Nicolae Florian, cel care nu lasă să treacă niciun an fără să aducă zâmbete pe chipurile celor mici. Acum moșul are de toate pentru toți, dar moșul vrea să audă de la copii, să audă două poezii și două cântece. Și pentru că Moș Crăciun este mult mai generos cu copiii cu minți și isteți, cei mici au cântat și au spus poezii pentru a-i arăta moșului cât de talentați sunt. Bună dimineața, moș!
bun. Ne dați, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața la Moș ajung. Ne dați, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Înainte de Crăciun, că puteam și o să adun o grăunță cât de mică ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu-mi dă niciodată și apoi umple lumea tată, că m-am dus și am cerut, dar de-acus zise el cu grasul și ridicând un piciorul, dar de-acus s-a insprăvit, cri, 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 toamnă gritare-s mic și necrăjit. Moșul a fost cu adevărat impresionat de versurile pe care i le-au dedicat micuții și le-a oferit de îndată darurile special pregătite pentru ei. Nu, nu, uitați, hai ia-o tu, mămăică! Hai ia-o tu, gata, cum îi spui moșului? Cum? Spune-ți, mulțumesc! Dulciurile pe care copiii le-au găsit în pungi au fost exact pe placul lor. Ce ai primit? Ai văzut? Da, am văzut. Am primit multe dulciuri, o sticlă de suc și pufuleți. Ce îți place cel mai mult? Tot. Luni vorbim. O să le mănânci pe toate? Da. Napolitane, pufuleți, niște biscuiți, niște croissanturi, iarăși niște biscuiți cu ciocolată, foarte buni. Sunt multe dulciuri. Da, sunt foarte multe. Ce îți place cel mai mult de aici? Toate sunt bune. Biscuiți, pufuleți, suc, napolitane. Ce îți place cel mai mult? Pufuleții. Ce îi spui tu moșului pentru că ți-a dat acest cadou? Că-l iubesc. Ce îți place cel mai mult de acum? Pufuleții. Pufuleții? Îți plac în general dulciurile? Da. Asta îți doreai să primești de la moșul? Da. Și ce îi spui tu moșului pentru? Că îi mulțumesc. Deputatul Nicolae Florian spune că acțiunea pe care a organizat-o este una de tradiție și că este o plăcere să fie alături de copii să se bucure de bucuria lor. Sunt deosebit de emoționat și totodată onorat de această prezență numeroasă a copiilor, să-l vadă pe moșu. Le urez sănătate, bucurii, colinde plăcute, sărbătorile numai cu bine întregii familii. Să fim sănătoși și să auzim numai de bine și de bucurii. Alături de deputat s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Gavrilă, care a subliniat importanța unor astfel de fapte. Cel mai important că acești copilași care au venit astăzi să le dea moșii câte un cadou, au crezut. Au crezut în moșii cum credem cu toții. Este un gest pe care astăzi moșul a făcut către toți copiii din municipiul Giurgiu. Sperăm ca și la anul moșul să aibă încredere în acești copilași, iar copilașii să aibă încredere în moșul și să creadă în continuare. Bucuroși că au avut ocazia să-l cunoască pe Moș Crăciun și mai ales că au primit daruri de la el, copiii au plecat acasă nu înainte de a promite că vor fi la fel de cuminți pe viitor și că vor învăța la fel de bine la școală. Moș Crăciun a avut sâmbătă multe opriri și multe cadouri de împărțit. Bătrânul cu barba albă a trecut și pe la sediul PNL din centrul orașului, acolo unde l-așteptau cu nerăbdare zeci de copii. Și de data aceasta, deputatul Florian Nicolae a fost cel care a intermediat întâlnirea celor mici cu moșul. Sediul PNL din apropierea colegiului Ion Maiorescu a fost animat sâmbătă de prezența a zeci de copii veniți special pentru a se întâlni cu cel mai iubit bătrânel din lume. Deputatul Nicolae Florian împreună cu reprezentanții ai Partidului Național Liberal au fost cei care i-au spus moșului cât de cuminți au fost cei mici și l-au convins să treacă și pe la ei. În primul rând vă urăm bine ați venit și sărbătorile să le petreceți cu bucurii și colindețea să vă fie de folos. Ziceți copiii, îl așteptați pe moșu? Da! Astăzi e o zi de sărbătoare. Ca toată lumea, cu aceleași cuvinte, ca ceilalți vorbitori, nu e nicio diferență, gândurile sunt sincere. Urez tuturor un an plin de realizări, sărbători fericite, cu bine, cu speranță, cu optimism, pentru că este nevoie. Să dea Dumnezeu să fie bine în orașul nostru, în județul nostru, pentru că asta ne dorim cu toții. Dragi copii, cu toții și noi care suntem mai în vârstă, credem în moșu, cum credeți și voi. Ați fost cuminți, moșu o să vă dea câte o pungă.
Eu aș dori să vă transmit sănătate, vouă personal, iar părinților și bunicilor care astăzi vă însoțesc, un călduros la mulți ani și la mulți bani. Multă sănătate vouă și celor dragi. Vă doresc să vă vină moșul mulți, mulți ani de aici înainte, să fiți sănătoși, să fiți ascultători, să ascultați părinții voștri, pe cei care vă conjoară și aveți mult respect unii față de alții. Vă doresc sărbători fericite, un an cu împliniri și la mulți ani! Punctual și generos, Moș Crăciun cu plete dalbe și-a făcut apariția mult așteptată, iar copiii au mers pe rând să-i recite poezii și să își primească darurile. Fiecare copilaș are în cer un îngeraș, îngeraș care îl păzește și de lene îl ferește. Vede îngerașul tău dacă tu ai făcut rău. Uite, iar te-a auzit răul tău vorbit. Și acasă la mâncare făceai moftă-i voi mai tari, la hainele toate. Fiecare micuț a primit câte un cadou, moșul precizând că toate darurile le-a primit cu ajutorul deputatului Florian Nicolae, care a ținut tare mult să le împartă copiilor prin intermediul său. Ce ai primit acolo? Păi, un pachet cu o pungă cu Joe, o pungă de bufuleț star și... Nu mai văd. Ai multe dulciuri acolo? Da. Și ce îți place cel mai mult? Păi... bufuleții. Și ce îți place cel mai mult? Toate. Toate? Doreai să primești dulciuri de la Moș Crăciun? Da. Ce i-ai spus lui Moș Crăciun când ai fost la el? I-am cântat un cântec atunci. Ce cânteci? Moș Crăciun cu plete dalbe. I-a plăcut? Da. Încântați de cadourile pe care le-au primit cei mici, se gândesc deja la cele pe care le vor găsi sub bradul de acasă în dimineața de Crăciun. Doamnele și domnișoarele din Organizația Femeilor Liberale Giurgiu s-au mobilizat astăzi pentru a veni în ajutorul unor familii defavorizate. Acestea au primit în dar pachete cu alimente și cadouri. Femeile liberale au mers astăzi în zona Străzii Pietrelor, acolo unde locuiesc multe familii nevoiașe. Doamnele și domnișoarele din PNL le-au dăruit acestora pachete cu alimente și cadouri, oferindu-le astfel un ajutor în prag de sărbători. Este o perioadă în care trebuie să dăruiești, în care trebuie să fii mai bun și noi, femeile din organizația Partidului Național Liberal, ne-am gândit la acești copii din acest oraș și de pe această stradă, Strada Pietrelor, o stradă pe unde trăiesc în jur de 15 familii cu copii care au un trai precar și, într-adevăr, e o zonă defavorizată, păcat că suntem în mijlocul municipiului. Ne bucurăm că astăzi am putut să aducem un strop de bucurie în sufletele acestor copii și noi, femeile liberale de la municipiu, suntem aproape de copii și de familiile acestora. Prin acțiunile noastre viitoare dorim să aducem cât mai mulți copii la școală și să avem grijă de problemele familiei în general. Ne aflăm în această zi frumoasă de decembrie. Chiar dacă nu este zăpadă, totuși sufletele noastre sunt în apropierea Domnului Iisus Hristos, care peste câteva zile se va naște, și bucuria copiilor este acest Moș Crăciun pe care și noi, femeile liberale, l-am adus astăzi unor copii cu o situație familială deosebită, situații, condiții precare de existență. Sperăm că micile noastre daruri să le însenineze cel puțin o zi din viață și le dorim sănătate, un an cu bucurii și în speranța că totul va fi mult mai bine. Cu aceeași ocazie, femeile liberale din Giurgiu au transmis giurgiuvenilor cele mai bune urări pentru sărbătorile care se apropie. Acțiunea de astăzi a fost organizată pentru 15 familii nevoiașe și cu mulți copii de pe Strada Pietrelor. Bucuroși de daruri au fost și copiii din cartierul Obor, unul dintre cele mai sărace cartiere din oraș. Liberalii giurgiuveni l-au rugat pe Moș Crăciun să treacă și pe aici și să-i răsplătească pe micuții care au fost cuminți și care au învățat multe colinde și poezii.
Moș Crăciun a poposit sâmbătă în cartierul Obor, cunoscut ca fiind unul dintre cartierele sărace ale municipiului. Acest lucru s-a întâmplat tot cu sprijinul liberalilor giurgiuveni, a căror intenție este să aducă zâmbete pe fețele tuturor copiilor, indiferent de zona în care locuiesc. La mulți ani, să dea Dumnezeu colindele să vă fie de folos, copilașii să fie sănătoși, să ne trăiască, să-l așteptăm pe moșul, să vedem dacă vine moșul, dacă ați fost cu minți. Dacă n-ați fost cu minți, nu vine moșul. Bravo! Și vreau să vă spun să nu mai fiți supărați, băi, fraților, nu vă mai supărați că vin sărbătorile. După ce că suntem triști, asta ne mai trebuie. Trebuie să primim sărbătorile cu pace și cu bucurie. Sigur că ne face plăcere să fim în fața dumneavoastră, pentru că întotdeauna unde sunt copii, suntem și noi optimiști, cu un dram de entuziasm, cu speranță pentru un viitor mai bun și pentru copii și pentru noi. Sărbători cu pace, fericire. Și aveți încredere în oameni care sunt bine intenționați. Nu sunt mulți, dar am convingerea că identificați și o să le ascultați și recomandările și sfaturile în anul care vine. La mulți ani tuturor! Fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, să vă transmit sănătate, fericire, prosperitate, Dumnezeu să vă călăuzească, la mulți ani, să aveți încredere în domnul Nicolae Florian, pentru că dânsul este un om cu suflet mare. Vă mulțumim la toți cei de aici pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a veni și nu vă doresc decât atât, sărbători fericite și un an nou fericit! Copiii au colindat, au spus poezii și l-au convins pe moșul că merită să primească daruri. Mai tare, că moșul nu aude bine. Mă căciunițe la tine de un an, deja și să-mi învățat mai bine, sunt cuvinte și doce pe pălia cu tagmații, nu sunt pe-mi și nu mă atât deloc, se înțe mereu de mine. Bravo, îi dai un pupic lui moșu? Nu? Nu dai un pupic lui moșu? Nu se pânguțe cadou, dacă nu-i dai, aici dai un pupic, că plânge moșu. Hai, dai un pupic. Bravo! Copiii s-au prezentat pe rând în fața moșului, care le-a înmânat câte o pungă cu dulciuri. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât unii dintre ei nu se așteaptă ca Moș Crăciun să mai treacă pe la ei și săptămâna viitoare. Organizația Inner Wheel Danubius Giurgiu a inaugurat astăzi un centru de terapie și sprijin pentru copiii cu autism și familiile acestora. Centrul își va începe activitatea din luna ianuarie și este amenajat la parterului fostului internat al Colegiului Ion Maiorescu. Centrul inaugurat astăzi este considerat un cadou special acum în prag de Crăciun, oferit copiilor cu autism și familiilor acestora care au mare nevoie de serviciile unei astfel de instituții. Organizația Inner Wheel Danubius Giurgiu a realizat acest centru cu resurse proprii și cu sprijinul unor personalități giurgiuvene. Aici vor lucra tineri specialiști care vor acorda copiilor cu autism și familiilor acestora toate serviciile de care au nevoie. Este mai mult decât ne-am propus inițial, că am reușit să aducem în stadiu de funcționare un centru care sperăm să fie apreciat în comunitatea noastră. Este bine de știut că acest lucru este făcut numai prin eforturile financiare ale clubului Inner Wheel. Și ale participanților, bineînțeles, la bal, cărora le mulțumim. Și eu personal doresc prin acești doi trandafiri să aduc omagiul meu Monicăi și Alinei, care au fost inima și sufletul acestui centru. Și eu vreau să felicit colegele noastre de la Inner Wheel pentru implicarea în activitatea comunității, mai ales că au făcut un cadou deosebit copiilor cu deficiențe, mai ales în prag de sărbătoare. Sunt mulțumit și de faptul că autoritățile locale sunt alături de inițiativele Inner Wheel și clubului Rotary Danubius Giurgiu. Voi fi și eu alături de toate aceste acțiuni atât de necesare pentru
tinerii cu deficiențe, copiii cu deficiențe și voi sprijini toate inițiativele legislative referitoare la aceste probleme de sănătate ale unor copilași. Un vis împlinit categoric pentru noi ca și club și o mare realizare pentru comunitatea giurgiuveană și pentru părinții ai căror copii, din păcate, suferă de niște afecțiuni care necesită tratament continuu. Din punctul nostru de vedere, este categoric o satisfacție și o mulțumire, însă pentru ei, pentru aceste familii, considerăm un dar de la Moș Crăciun faptul că vor veni și vor face terapie și recuperare aici și nu se vor mai deplasa cu copiii la București sau în situațiile nefericite nu vor trece peste orele de terapie pentru că nu au posibilități să se deplaseze la București. Activitatea propriu-zisă a centrului de terapie va începe în luna ianuarie, iar până atunci vor fi evaluate dosarele copiilor aflați în evidență. Specialiștii acestui centru vor lucra în prima etapă cu 50 de copii până în luna iunie anul viitor. Urmează ca într-o a doua etapă, cel mai probabil din luna septembrie, să fie mărit numărul copiilor la 100. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Giurgiu încheie anul 2015 cu rezultate bune. Deși nu a fost deloc ușor pentru APIA Giurgiu, instituția se mândrește, printre altele, cu un bine meritat loc 2 pe țară, plățile în avans acordate fermierilor pentru plata unică pe suprafață fiind în proporție de 83%. Anul 2015 nu a fost deloc un an ușor pentru APIA Giurgiu, având în vedere că legislația în domeniu a suferit în permanență modificări, iar angajații au fost nevoiți să se adapteze prin ore multe peste program și weekenduri petrecute la serviciu. Chiar și așa, APIA Giurgiu se mândrește cu ocuparea locului 2 pe țară în ceea ce privește efectuarea plăților în avans pentru fermierii giurgiuveni. În anul ăsta am plătit avansurile pentru cererea unică de plată. Pot să spun că am avut niște realizări foarte bune, deoarece am făcut plata la 83% dintre fermieri, situându-ne pe un loc 2 la nivel de țară. A fost un efort supraomenesc, spun eu, și pe această cale aș vrea să mulțumesc colegilor mei care, deși toată lumea în perioada de 1 decembrie a avut liber, noi am stat aici până la, au fost situații în care am stat peste 24 de ore la servici. Să reușim să facem această plată. Deși 17% din totalul fermierilor beneficiari nu și-au încasat încă avansul pentru plata unică pe suprafață din diferite motive, aceștia vor intra în plată în termenul prevăzut de lege, cel mai probabil la începutul anului viitor. S-a născut într-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o are bine întipărită în memorie este invadarea Basarabiei de către armata rusă. Se menține de mai bine de o jumătate de veac în topul celor mai iubiți actori ai scenei românești. Stella Popescu aniversează astăzi 80 de ani de viață, așa cum i-a plăcut întotdeauna, pe scenă, în aplauzele publicului. Stella Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935 în localitatea Bălți din Basarabia. A reușit în cei peste 55 de ani de carieră să devină una dintre cele mai iubite actrițe a scenei românești. De-a lungul carierei a realizat cupluri celebre alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel. Colaborarea cu Alexandru Arșinel a început în 1979. Aceasta a fost garanția umorului de calitate și în prezent, dar și în trecut, când testele scenetelor erau semnate de Mihai Maximilian. Costică? Da, mamă. Sună, Costică. Crezi? Da, chiar, văd eu. Dar de ce să vezi tu? Să văd eu. Da, mamă. Alo? A închis. Ce a închis? Telefonul, Costică. Când mi-a auzit glasul, a închis. Era mardare. Da? Și ce treabă are mardare cu tine? Păi, nu cu mine, cu Jenică. Vor să meargă mâine la pescuit, să prindă pești și bibani. Mm-hmm. Dar nu cu râme, da, cu musculițe. Așa.
Săracele. Iubirea pentru teatru a început încă de la o vârstă fragedă, însă a început să prindă contur în 1956, când a fost admisă în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în paralel continuă să susțină spectacole de teatru. La sfârșitul facultății este repartizată la Teatrul din Brașov, acolo unde ajunge să susțină 400 de spectacole pe an. Stella Popescu a făcut o carieră și în televiziune. Tot în spațiul media, actrița care împlinește 80 de ani a jucat în seriale TV, cum ar fi Regina, Aniela sau Cuscrele. Ia uite, uite, sunt crunspi dinăuntru. Uite-te. Cum conăchivă, e puf. E puf în capul ăla al tău prost de servitoare. Eu întotdeauna am vrut să fiu cei mai bună. Ia uite. Eu nu sunt servitoare. Și cum vrei să dărmăi coca asta la oameni? Cum vrei tu să fac eu asta? Vrei să-mi clăp eu obrazul de rușine? Fă-ți hăi! A? Faci și faci tu, sultano, și iesă pararam. Coliva, unde e Coliva? E gata, că sunt trezită de la 4 dimineața. Dar nici nu dori, fetiță. La 4 dimineața, într-o zi așa importantă ca asta. Aduci Coliva sau mă? Gata, conăchivo. Gata, conăchivo. Când o luai o bătraiu și la de după sobă și te-o-i trăzmi-vă două pischinari, vezi tu. Stella Popescu aniversează astăzi cei 80 de ani de viață, așa cum i-a plăcut întotdeauna, pe scenă, în aplauzele publicului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu noi, imediat urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați în această seară nici emisiunile Sport Arena și Audiența. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune! Astra Giurgiu a încheiat anul 2015 pe primul loc în Liga 1, după ce la Târgu Jiu a reușit un egal într-o partidă grea marcată de multe absențe. Meciul cu Panduri a fost unul aparte, în care ambele formații au primit indicații prin telefon de la antrenori, în condițiile în care Marius Șumudic a avut probleme medicale și asta la București, departe de teren, iar Iordănescu Junior a fost suspendat. Partida a fost decisă după două execuții superbe, prima aparținând lui Cristi Săpunaru de la Gazde, care în minutul 18 a reușit o execuție superbă ca de Generic TV. Gorjenii au rămas la finalul primei reprize în 10 oameni după eliminarea lui Pițian, ceea ce a contat foarte mult în economia partidei. Giurgiuvenii au mizat pe egalare și golul a venit de la Boldrin, care în minutul 83 a reușit un șut imparabil de la distanță. Chiar și fără Geraldo, eliminat și el în finalul partidei, Astra a reușit un 1-1 prețios, ajungând la 3 rezultate de egalitate în ultimele 4 etape. A fost ultima partidă a Astrei din acest an și giurgiuvenii au terminat sezonul de iarnă pe primul loc cu 46 de puncte la 5 puncte de Dinamo. Viitorul este pe locul 3 cu 40 de puncte și o partidă mai puțin, urmată pe locul 4 de Pandurii, tot cu 40 de puncte. Pe 5 este Steaua cu 37 de puncte și o partidă mai puțin, iar locul 6 este ocupat de ASEA Ardealul Târgu Mureș cu 35 de puncte. Câștigătorii cupei fotbalistice pentru amatori Liga Prieteniei au fost premiați cu aproape o săptămână în urmă, în cadrul finalelor competiției, dar premierea nu s-a încheiat încă. Organizatorii au promis la acel moment că se vor mai întâlni cu sportivii ce timp de aproape două luni au participat la această întrecere, întâlnirea fiind legată de un cadru mai călduros și festiv care să fie transformat în sărbătoare. Așa se face că la începutul weekendului trecut, sportivii și organizatorii cupei Liga Prieteniei, respectiv Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, au ciocnit o cupă de șampanie și au amintit de competiție și au făcut planuri de viitor, sărbătorind împreună. Vom pregăti mari surprize pe viitor, deoarece nu ne oprim aici. În 2016 vom continua această competiție, vom continua parcursul Liga Prieteniei, iar după terminarea campionatului național, unde vor participa clasatele pe primele două locuri, respectiv echipa Salvatorii și PTF Giurgiu, vor participa la campionatul național de la București, unde participă echipe din alt 6 județe unde funcționează Liga Prieteniei, iar
undeva la jumătatea lunii martie vom demara din nou campionatul Liga Prieteniei Giurgiu, unde așteptăm alături de noi și mai multe echipe și vom avea cel mai mare și cel mai puternic campionat organizat vreodată la Giurgiu. Cupa fotbalistică propusă de Asociația Umanitară Unis pentru Giurgiu a fost organizată la noi în municipiu, în cadrul conceptului național Liga Prieteniei, proiect care și-a propus să îmbine două componente, una sportivă și una legată de socializare și prietenie între sportivi. În cadrul Ligii Prieteniei avem două componente. Prima componentă este latura sportivă, iar a doua componentă este partea de divertisment. Fapt pentru care în această seară am strâns aici alături de noi la petrecerea de final de an Liga Prietenii, componenți ai tuturor celor 16 echipe participante la Liga Prieteniei Giurgiu. După cum vedeți, oamenii au venit la distracție, au venit să socializeze, au venit să se simtă bine, să schimbe idei, păreri despre ce s-a întâmplat și ce se poate face pe viitor. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul primei ediții a Cupei Liga Prieteniei, o competiție sportivă extrem de reușită. Felicit organizatorii și doresc viață lungă acestei competiții. Aflându-ne în prag de sărbători, dați-mi voie, dragi giurgiuveni, să vă doresc sărbători fericite și numai bine. La mulți ani! Marți vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă a anului, îndeosebi în sudul și în estul țării, la deal și la munte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ceața se va semnala pe spații mici în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 12 grade Celsius în Giurgiu, la Ghimpații, Zvoarele și Comana și vor fi de până la 10 grade în Mihăilești, Hotarele și Bolintin Vale. Viteza vântului va fi de 15 km pe oră din spre sud-vest, presiunea atmosferică 772 mm coloană de mercur, iar umiditatea 60%. Apele Dunării sunt în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă fiind 22 de cm.